Și bun regăsit, oameni buni, la Viața Trăită Conștient. Se spune că multe dintre lucrurile pe care le știm, de fapt, nu ne aparțin. Hai să începem cumva, să spunem forță și să ne cercetăm, să ne analizăm puțin pe noi înșine și să căutăm să realizăm cât din ceea ce știm vine și facem și împlinim în ziua de astăzi, vine în urma propriei noastre gândiri, în urma propriilor noastre descoperiri. Câte dintre ele reprezintă lucruri învățate de la alții și câte dintre ele reprezintă lucruri învățate de la noi, mentalizate cumva, create de noi. Gândindu-ne un pic la noi înșine, astfel ne dăm seama că aproape tot ceea ce știm, probabil, fiecare dintre noi am dobândit de la altcineva. Am învățat limba, se spune, maternă. Deloc poate întâmplător maternă. Astăzi am urmărit un copilaj de 2-3 anișori care o copia pe mama, imitând sunetele pe care aceasta le scoate, vorbind cu altcineva. Deci iată că învățăm de la mama. După care învățăm și o parte din lucrurile pe care le știm astăzi. Le știm de la părinți, după care de la educatori, de la profesori, de la cei din jur. Altcineva îmi mărturisea astăzi cu sinceritate, vorbesc limba spaniolă, zicea, cu mare cursivitate, așa, cu fluență și înțeleg foarte bine. Am învățat-o din telenovele. Deci, tot de la alții. Am învățat-o de la cei care au fost scenariștii telenovele, am învățat-o de la actorii din telenovele. Poate am învățat engleza și am învățat-o cu profesor sau uitându-ne la filmele americane. Dacă am continuat astfel, ne-am dat seama că foarte puține lucruri din cele pe care le știm și le practicăm astăzi, le aducem în acțiunile noastre de zi cu zi, vin de la noi. Și majoritatea vin de la ceilalți. Ei bine, pare o practică foarte răspândită cu care cu toții, inclusiv eu, suntem foarte obișnuiți. Ei bine, să învățăm de la ceilalți. Invitația mea în această seară și titlul emisiunii, tema emisiunii, este să vedem ce putem învăța de la oamenii puternici mental. De ce să învățăm de la oamenii puternici mental? Este simplu, pentru că ei se disting prin două categorii de rezultate. Prima categorie de rezultate este aceea că ei sunt capabili să depășească mai ușor, mai bine obstacolele, provocările, dificultățile din această viață. Cu care cu toții ne întâlnim. Îi putem observa în momentele în care toată lumea se sperie, ei sunt poate nu deloc speriați, dar mai puțin speriați. Când toată lumea se ceartă, ei se retrag un pic și nu se ceartă. Când toată lumea este anxioasă, ei poate sunt mai puțin sau deloc anxioși. Deși trec prin evenimente similare, nouă tuturor, colective sau individuale, ei nu doar par, ci trec altfel prin acestea. De fapt, mai corect spus, acestea trec altfel prin ei. Dar nu detaliem acest aspect, nu face obiectul acestei emisiuni. Exprimarea este, trec mai ușor prin astfel de evenimente. Exprimarea clasică. A doua categorie de rezultate pe care le au oamenii puternici mental sunt că ei au efectiv rezultate mai bune de viață, atât exterioară, de viață exterioară, cât și de viață interioară. Așa cum am spus și în situația provocărilor și dificultăților, ei le traversează altfel, dar au și rezultate diferite în sensul bun față de ceilalți. Au o atitudine mentală mai calmă, mai liniștită, mai echilibrată. De regulă sunt și buni sfătuitori, nu orice fel de sfătuitori. Au vorbirea puțin diferită, mai controlată, mai atentă. Au acțiuni, de asemenea, care nu sunt impulsive, ci sunt conștiente.
Și în mod firesc, observând astfel de oameni puternici mental, pentru că puterea mentală și controlul asupra propriei minți sunt inerente unor astfel de rezultate. Ce înseamnă puternici mental? Vom deduce din ce putem învăța de la ei în această seară, în urma acestei prezentări. Și în mod firesc, noi ne dorim cu toții astfel de rezultate mai bune de viață, concretizate într-o stare interioară mai bună, în relații armonioase cu cei din jur, în sănătate, în vitalitate, într-o stare de încredere interioară în noi înșine, într-o stare de deschidere și toleranță față de cei din jur, într-o stare de siguranță și securitate în mediul în care trăim, în mijlocul celor între care trăim, într-o bunăstare nu doar exterioară, ci mai ales interioară. Cine nu-și dorește astfel de rezultate de viață? Doar că unii dintre noi nici măcar nu îndrăznim să le visăm. În realitate, cu toții am vrea să le experimentăm. De aceea, dacă vrei să-ți îmbunătățești viața, după modelul folosit încă din copilărie, învățăm de la ceilalți, noi putem învăța de la oamenii care au o minte puternică. Putem foarte multe lucruri învăța de la ei, fie pur și simplu observându-i. Și deși subiectul pare despre alții, observându-i, de fapt despre noi, despre voi, oameni buni de fapt, care puteți observa oamenii puternici mental din jurul vostru și puteți aplica în chiar viața voastră pentru a avea rezultate mai bune, mai ales de natură interioară, dar și exterioară, în viața pe care o trăiți. Pentru cei care ați ales să petreceți alături de mine aceste câteva zeci de minute, am să dezvălui, atât cât timpul emisiunii îmi permite până la final, am să dezvălui câteva dintre lucrurile pe care le putem învăța de la oamenii puternici mental, pe parcursul emisiunii. Vă invit să verificați fiecare dintre voi în ce măsură regăsiți la voi înșivă lucrurile pe care le-am avea de învățat de la oamenii puternici mental. În ce măsură le aveți deja? Și de asemenea, să le identificați pe acelea pe care nu le regăsiți, pe care nu le aveți. Pentru că apoi, poate chiar de acum, dar cel târziu, la finalul emisiunii, rămași cu ceea ce veți dobândi în această emisiune, nu doar ca și învățătură, ca să o puteți transforma în cunoaștere, poate vă veți simți tentați să manifestați mai bine lucrurile pe care le recunoașteți că le aveți deja, să le manifestați mai frecvent, mai profund, iar pe cele pe care observați că nu le aveți, le-ați putea implementa, le-ați putea folosi. Pentru că, da, putem, fiecare dintre noi, să vedeți că nu sunt lucruri complicate, fiecare dintre noi putem să implementăm aceste trăsături, aceste caracteristici. Adevăratele acțiuni pe care noi le facem, le facem trei categorii de acțiuni: cu corpul, mutăm ceva, mutăm un pahar, vorbim, acțiuni la nivelul vorbirii și acțiuni la nivelul minții. Toate sunt acțiuni. Însă dacă privim la aceste trei categorii, ne dăm seama că adevăratele acțiuni încep la nivelul minții. De ce oare? Pentru că orice facem și orice spunem începe din minte. Vorbim doar ceea ce avem deja în mintea noastră. Nu putem vorbi cuvinte pe care nu le cunoaștem, nici măcar din propria noastră limbă. Nu putem vorbi o altă limbă, de exemplu mandarina, dacă aceasta nu a fost pusă anterior în mintea noastră. Deci noi putem face acțiuni verbale doar în conformitate cu ceea ce a fost pus anterior în mintea noastră. Modul în care vorbim, cuvintele pe care le rostim, chiar și tonalitatea pe care o folosim, intensitatea, transmisia pe care o punem în cuvinte,
Toate acestea țin de ceea ce este anterior de mod, în mintea noastră și de modul în care ne folosim mintea. Și acțiunile fizice, din nou, sunt în conformitate cu ceea ce deja anterior am pus în mintea noastră. Nu vom putea, de exemplu, să facem acțiunile unui pilot de elicopter sau de avion, fără să avem deja imprimate în minte acele acțiuni și fără să le fi repetat, să ne fi antrenat într-un număr destul de mare de repetări cu ele. Nimeni nu dă pe mâna unui om care n-are încă în minte acest antrenament un avion nici măcar fără pasageri. Chiar și o banală folosire a tacâmurilor, a lingurii, să zicem, necesită din partea celor mici nenumărate observații la cei mari cum o țin și ei o țin adesea invers sau într-o parte și nu știu cum să țină mânuța. Chiar dacă mai cresc, trec luni de zile până în momentul în care conținutul lingurii ajunge în interiorul cavității bucale în întregime. Acesta e și motivul pentru care purtăm anumite elemente vestimentare, suplimentare, când avem această neîndemânare. Prin urmare, acțiunile noastre, toate, de la nivelul corpului și de la nivelul vorbirii, depind de conținutul minții noastre. Aici intervine primul lucru pe care noi l-am putea învăța de la oamenii puternici mental. Și anume, acestea se ocupă de conținutul propriei lor minți. Aceasta înseamnă că ei sunt atenți la ceea ce pun în mintea lor. Sunt atenți la ceea ce învață, la ce abilități exersează, ce deprinderi își formează, ce limbă știu sau vor să deprindă, să vorbească. Ei se ocupă deliberat, aleg conștient, în conformitate cu propria lor gândire și cu interesele pe care și le-au stabilit, cu obiectivele pe care le au, ce să pună în mintea lor. În mintea noastră ajung toate datele, toate informațiile, toate imaginile, culorile, sunetele cu care toate obiectele simțurilor, așa cum sunt ele percepute de mintea noastră, ajung cumva în contact cu mintea noastră să fie stocate undeva acolo la un nivel mai accesibil sau mai puțin accesibil. Și nu este totuna dacă luăm contact mintea noastră, noi de fapt mintea noastră, partea noastră mentală, luăm contact, să zicem, cu chiar și cu o realitate cumva virtuală, neadevărată, cu un film de o anumită natură, un film polițist sau mai exact, mai dur un pic, un film de groază. Nu e totuna dacă luăm contact, mintea noastră ia contact cu un film de groază sau cu un film în care oamenii interacționează frumos. Nu e totuna dacă luăm contact cu o realitate adecvată sau cu conținutul, să zicem, neinspirat al unei fantezii. Toate acestea vor rămâne imprimate în mintea noastră și de acolo ne vor afecta modul în care noi interacționăm cu realitatea în care trăim. Și astfel ajungem să trăim realitatea prin intermediul realității din interiorul nostru, de fapt, a percepțiilor pe care noi le-am avut anterior despre realitate. Astfel nu prea mai trăim realitatea, de fapt. Trăim o fantezie asemănătoare unui film care vine însă din interiorul minții la contactul cu realitatea. Ca să înțelegem mai exact. De exemplu, în urmă cu probabil 2-3 ani, am lucrat cu o mămică ce avea un copil de 4 ani. Un băiețel de 4 anișori care desena și mămica era puțin îngrijorată și în căutarea unei soluții, desena aproape tot timpul. Când prindea momente libere, desena pe ce prindea, de aceea îi puneau la dispoziție multe colea 4 la îndemână, pe care el desena cu o trusă de creioane colorate, chiar și eu am văzut și copilul și trusa,
Și el desena aproape tot timpul, era absorbit cumva, atenția lui era absorbită către a desena. Interesant este însă că desena cu creioane colorate, predominant, de fapt, exclusiv, scene de război. Desena soldați, arme, cum plecau gloanțele dintr-o armă în alta, nave de război, avioane, cumva reușea explozii de bombe să le sugereze. Deloc nefiresc, mămica era puțin îngrijorată de această activitate puțin obsesivă a micuțului. După câteva întrebări, ne-am dat seama amândoi că părinții fiind ocupați și având joburi care necesitau inclusiv timp petrecut în trafic și prezența fizică la o anumită locație, lăsau micuțul la bunici. Și bunicul, mândru că are un nepoțel, un băiețel, se ocupa de educația acestuia. În absența părinților, și îl îndruma către astfel de desene, îl îndrumase inițial, după care copilul începuse să devină interesat și punea întrebări despre război, pentru că bunicul era un fost militar, pensionar, la rândul său pasionat de jobul pe care l-avusese. Și acesta îi umplea micuțului mintea cu povestiri despre conflicte, despre războaie, despre arme, despre avioane, despre bombe, cum distrug, cum fac, cum trag armele. Și inițial el îi desenase acestuia, mămica mea a mărturisit după aceea că el îi desenase inițial acestuia câteva astfel de schițe pe care copilul continua să le facă și să le dezvolte. Astfel, în absența bunicului, copilul scotea pe hârtie ceea ce era în mintea sa. De aceea este foarte important, nu doar pentru noi când suntem copii, nu doar pentru copiii mici de astăzi, acest lucru se petrece cu noi și când suntem adulți. Este foarte important să fim atenți la conținutul minții noastre. Iar acesta vine din tot ceea ce intră în contact cu mintea noastră. În concluzie, nu doar la copii, ci și la adulți, toate acțiunile pe care le facem, toate vorbele pe care le spunem, acțiunile verbale și toate gândurile pe care le avem au legătură cu conținutul anterior al minții noastre. Acesta ne determină acțiunile și activitățile pe care le vom desfășura în anii de viață care urmează, poate chiar toată viața, pentru că mulți dintre noi nu ne vom mai desprinde niciodată de aceste, o să le spunem cu vremea, pasiuni sau aceste hobby-uri ale noastre. Vom dezvolta atașamente față de ele și le vom continua și evident ele ne vor influența probabil inclusiv activitatea, relațiile pe care le vom avea, dar și calitatea, mai ales calitatea experiențelor de viață pe care le vom avea și deloc în ultimul rând durata de viață. Așadar, primul lucru pe care îl putem învăța de la oamenii puternici mentale este că ei nu lasă la întâmplare conținutul minții lor, ci se ocupă ei înșiși de acesta și își aleg conținutul minții. Ei bine, aceasta este și a doua trăsătură sau al doilea lucru pe care îl putem învăța în această seară de la oamenii puternici mentali. Ei își selectează singuri informațiile pe care le aduc în mintea lor. Nu lasă la voia întâmplării programele video, audio care intră în contact. De fapt, nu există la voia întâmplării. E la voia celor care le-au produs. E la voia celor care fac grila de program. E la voia celor care concep o anumită linie melodică sau mesajul unei melodii. Dar nu neapărat interesele și obiectivele noastre sunt în acord cu cele ale celor care ne concep programele video, audio, lucrurile cu care noi intrăm în contact.
Și atunci devine important, în concluzie, dacă vrem să ne modelăm viața, devine important să devenim regizorii, scenariștii propriei noastre vieți. Nu să fim doar niște actori care se mișcă după cum le cer regizorul și după cum solicită scenariul. Cu celelalte lucruri pe care le vom învăța de la oamenii puternici mental, voi reveni după o scurtă pauză publicitară. În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Astăzi discutăm despre mituri în gastroenterologie. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele neștiute ale acestei țări. Vreau să vorbim astăzi despre construcție, despre ce trebuie făcut pentru ca în România să construim. Despre vizitele prin toate marile capitale ale lumii, parcă trăim așa într-o lume tripolară. Vă spun că răul se întâmplă câteodată în viața noastră pentru a ne ajuta să apreciem binele, pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă binele în viața noastră. Cum îi poate ajuta telemedicina? Cum îi pot susține asigurările de stat și asigurările private? Ce căi și soluții are bolnavul? Dacă ne-am despărțit de cineva, nu înseamnă că ne-am despărțit de iubirea cu I mare. Dacă a plecat un prieten de lângă noi, nu înseamnă că prietenia dispare. Despre piețele financiare, piețele de capital, fenomene macroeconomice, inflație și tot ce ține de acest spectru. Vorbim despre tehnologie, vorbim despre digitalizare, vorbim despre smart city, vorbim în general despre lucrurile care sunt în jurul nostru. În seara aceasta avem un invitat cu totul și cu totul special pe fostul internațional, fostul fotbalist Robert Niță. Bine ai venit alături de noi, Robert! Bună seara! Mă bucur să vă revăd aici după această scurtă pauză publicitară. În concluzia primei părți, oamenii puternici mental se ocupă de conținutul propriilor minți și își selectează atent informațiile, datele care ajung la propria lor minte. Așadar, dacă vrem să ne modelăm viața, am spus inițial în prima parte, chiar în începutul emisiunii, să ne modelăm viața astfel încât să trecem mai ușor peste provocări și dificultăți, să avem experiențe, rezultate mai bune de viață, exterioară și interioară, e bine, dacă ne vrem modelată viața în acest mod, este necesar să punem în mintea noastră semințele acestor roade. Aceste roade pe care să le culegem ulterior. Dacă punem în mintea noastră semințele fricii, vom culege frica. Dacă punem în mintea noastră semințele geloziei, vom culege gelozia. E doar o chestiune de timp.
e valabil și pe partea benefică. Dacă punem în mintea noastră semințele bucuriei, vom culege bucuria. Dacă punem în mintea noastră semințele fericirii, vom culege roadele fericirii sub forma unor experiențe de viață care implică trăirea bucuriei și a fericirii. Pentru ca acest lucru să se întâmple, noi trebuie să ne ocupăm de aceste semințe și să le cultivăm în mintea noastră. Acesta este un proces. Iar ca orice proces, procesul implică o anumită durată de timp alocată, pe care îl putem aloca sau nu. Dacă ne dorim însă ca procesul să se desfășoare, atunci trebuie să punem semințele, să avem răbdare ca acesta să se desfășoare pentru a culege roadele. Și atunci e necesar ca noi să alocăm timpul necesar cultivării, întreținerii și culesului roadelor. Și aici am ajuns la al treilea lucru pe care îl putem învăța de la oamenii puternici mental. Ei își prețuiesc timpul. Ei sunt foarte conștienți că timpul de viață pe care îl au este limitat. Este limitat, ok, poate la 150 de ani, la 120 de ani. Eu le doresc tuturor să trăiască mai experiențe de viață cât mai frumoase și mai îndelungate. Și mai ales benefice. Dar chiar dacă vorbim de 150 de ani, toți sunt limitați. Cu atât mai mult dacă vorbim de un 70-80 de ani, cât se pare că este durata medie de viață în prezent. Și atunci există un număr de zile, un număr de ore pe care nu-i tot una cum le folosim. Oamenii puternici mental înțeleg că timpul acesta este nu doar limitat, ci și neregenerabil și nu poate fi multiplicat, de fapt. Cu toți avem o zi de 24 de ore și niciunul dintre noi, indiferent de nivelul nostru, de statutul nostru, de pregătirea noastră, nu putem să adăugăm o oră în plus, nici măcar o secundă în plus la 24 de ore. Oamenii puternici mental nu cunosc în practica lor, au auzit, dar nu practică, nu cunosc în practica lor și nu aplică noțiuni de genul îmi omor timpul sau îmi pierd timpul. De fapt, când procedezi astfel, nu omori timpul, nu pierzi timpul, te pierzi pe tine. Te pierzi pe tine însuți, pentru că timpul nu poate fi nici omorât, nici înviat, nici pierdut, nici câștigat. Timpul măsoară doar anumite procese, durata unor procese, însă acele procese sunt la dispoziția fiecăruia dintre noi. Și într-o unitate de timp, fie un minut, o oră, o zi, un an, fiecare poate alege pentru el ce fel de procese, ce fel de acțiuni și șirul de acțiuni să desfășoare. Acest lucru este important pentru fiecare dintre noi și produce rezultate, nu timpul. Timpul doar măsoară procesele, oricare ar fi acestea. Iar dacă noi putem selecta între aceste procese, probabil că ar fi bine pentru noi și pentru cei care depind de noi să o și facem. În concluzie, nu timpul, ci procesele care se desfășoară în unitățile de timp sunt importante prin rezultatele pe care le produc ele în viață. De aceea, oamenii aceștia puternici mentali nu își omoară timpul și nu își pierd timpul, conștienți fiind că se pierd pe ei, ci își organizează acțiunile și activitățile ca și complex de acțiuni, astfel încât să fie întotdeauna benefice, constructive, înălțătoare pentru ei înșiși și pentru cei din jurul lor. Iar dacă
acele procese conțin în ele potențialul unor vătămări sau unor pierderi de timp, ei aleg varianta benefică. Deci nu își pierd timpul. Corelat cu această învățătură pe care o putem extrage de la oamenii puternici mental, apare și următoarea. Aceștia nu își irosesc energia, ci își prețuiesc energia. Știm fiecare dintre noi, din propria experiență, nu trebuie să ne spună neapărat altcineva, că energia pe care o avem la dispoziție pe durata unei zile este mai mare dimineața și mai scăzută la orele dinainte de a merge la culcare. În mod normal, cei care dorm diminețile probabil că funcționează un pic diferit, dar numai pentru că dimineața lor nu e dimineața și dimineața lor e după prânz. Și astfel, abia după prânz sau pe seară, pare că au mai multă energie. Dar dacă ar experimenta și naturalețea de a se odihni noaptea și a acționa, a lucra ziua, ar observa o stare de vitalitate și de claritate mentală mai bune decât invers. Atunci când lucrăm noaptea, când lucrează noaptea și se odihnesc ziua. Okay? Când nu avem încotro, când circumstanțele de viață o cer, putem proceda și astfel, dar nu pe termen prea lung, pentru că nu este neapărat benefic pentru corpul și pentru mintea noastră. Pe termen lung poate fi destul de nociv. În mod natural, când noi suntem sănătoși și în armonie cu acest ciclu zi-noapte, avem mai multă energie după ce am dormit, după ce ne-am odihnit. Ne trezim regenerați, înviorați, deoarece tocmai asta am făcut, ne-am încărcat cu energie, se spune ne-am încărcat bateriile. Dacă ne consumăm cantitatea de energie zilnică pe care o avem la dispoziție și care nici ea nu este nelimitată, de aceea avem nevoie de mâncare, de hidratare, de somn, pentru a ne reîncărca și pentru a ne regenera, ei bine, dacă noi ne consumăm energia pe acțiuni și activități lipsite de seriozitate, lipsite de beneficii sau chiar mai neplăcut, pe activități și acțiuni dăunătoare, evident că pentru acțiunile benefice va rămâne mult mai puțină energie și coroborat cu mai puțin timp pe care și pe el îl folosim în direcții cu acțiuni în direcții greșite. Starea noastră interioară și exterioară nu vor fi atât de bune pe cât ar fi putut fi. În concluzie, energia pe care și timpul pe care le-am consumat într-o acțiune sau într-o serie de acțiuni dăunătoare sau chiar lipsite de sens, reprezintă energia și timpul pe care le-am fi folosit în acțiuni care ar fi trebuit să genereze propria noastră bună stare, implicând aici, în primul rând, o stare interioară benefică. De exemplu, dacă ai consumat energie pe o ceartă, cum te simți după aceea? Dacă ai consumat energie pe un film violent, cum te simți după aceea? Și care este cantitatea de energie care îți rămâne după o ceartă pentru a te ocupa și de obiectivele tale privind propria bună stare? De regulă, după un conflict, după o ceartă, ne simțim destul de descărcați energetic și adesea ne cam vine să chiar să mergem să tragem un pui de somn, să ne întindem undeva, să ne recuperăm. Până în acest moment al emisiunii am stabilit deja 4 lucruri importante pe care le putem învăța de la oamenii puternici mental. Ei se ocupă de conținutul propriei lor minți, își selectează informațiile care pătrund în propria minte, își prețuiesc timpul și energia,
și le investesc, nu le cheltuiesc. Primele două aspecte se referă la conținutul minții noastre, la informațiile și datele cu care mintea noastră lucrează. Ultimele două, timpul și energia, țin de ceva diferit. Țin de modul, nu de conținutul minții, ci de modul în care noi ne folosim mintea în raport cu timpul și energia pe care le avem la dispoziție în acest complex fizic și nu doar. În acest complex minte-corp, putem spune, agregat minte-corp. Așadar, conținutul minții și modul de utilizare a minții noastre sunt ambele în puterea noastră. Poate fi sub controlul nostru și ce avem în mintea noastră? Poate fi sub controlul nostru și modul în care ne folosim mintea. Toate rezultatele noastre de viață, și cele pe termen lung, și cele pe termen scurt, și cele mai plăcute, și cele mai puțin plăcute, și experiențele de viață care implică suferința și cele care implică fericirea, toate provin din conținutul minții noastre și modul în care noi ne folosim mintea. Cu toții avem o minte. Cu toții avem o minte care posedă un anumit număr de funcții mentale. Avem atenție, avem memorie, vigilență, discernământ, analiză. Și până aici, cu toții suntem la fel. Ca funcții cu care mintea noastră este înzestrată. Însă, apar diferențe din modul în care noi le folosim. Nu toți le folosim la fel. Cu toții avem atenție, dar nu o folosim la fel. Cu toții avem memorie, dar nu o folosim la fel. Cu toții avem discernământ, dar nu-l folosim la fel. Și din punct de vedere fizic, lucrurile stau la fel. Cu toții avem un sistem muscular cu același număr de mușchi, dar nu cu toții folosim musculatura la fel. Și de aici apar diferențe vizibile la nivelul corpului, din modul în care ne folosim mușchii, ne folosim articulații, ne folosim întregul corp. La nivelul minții nu se vede, dar acolo diferențele sunt chiar mai mari decât la nivelul corpului. Prin urmare, modul de folosire este diferit și conținutul este diferit la fiecare dintre noi. Deși avem aceleași funcții fizice și mentale, noi nu lucrăm în același mod și nici cu același conținut de care unii ne ocupăm, alții nu. E cumva ca la croitorie. Ce rezultă ca produs finit după ce ai mers la croitor și mergi iar să iei ceea ce ai dus, în urma acțiunilor întreprinse de croitor, în urma manoperei acestuia, ceea ce iei de acolo depinde de cum lucrează croitorul și cu ce lucrează croitorul. Ce iese din mâinile lui ca rezultat final, experiența finală depinde de aceste două aspecte. Cum și cu ce lucrează. Tot la fel, din modul în care lucrează mintea noastră și materialul cu care lucrează mintea noastră, apar diferențele, uneori notabile, dintre rezultatele de viață pe care le înregistrăm noi oameni. Experiențele, șirul de experiențe finale pe care le experimentăm fiecare dintre noi, depind de acestea două. Cu ce lucrează mintea noastră și cum lucrează mintea noastră. Și am să ilustrez această diferență printr-o frumoasă poveste. Un rege care se ocupa să cunoască bine nevoile poporului său și să îi satisfacă cerințele și nevoile reale pe care le aveau oamenii din poporul său, mergea adesea pe jos, din sat în sat, pentru a cunoaște oamenii, pentru a le cunoaște nevoile și pentru a căuta prin curtea sa și prin miniștrii săi și prin acțiunile proprii să le împlinească, să le satisfacă spre binele oamenilor pe care îi conducea. Era pe vremea când deplasările se făceau cu piciorul. Nu existau mijloacele de transport de astăzi.
Nu existau drumuri asfaltate, iar regatul său era unul așezat într-un ținut muntos. De aceea, mersul pe cărările de munte, mersul printre stânci, pe pietriș, pe un teren accidentat, adesea îi provocau dureri regelui și răni la picioare. Iar el nu vroia să renunțe la a se ocupa de oamenii cărora le era rege. Astfel încât și-a adunat curtenii și le-a solicitat o soluție pentru a putea continua fără dureri călătoriile prin micuțul, dar muntosul său regat. Unii curteni au venit cu propunerea să șlefuiască, să taie piatră din munte, să o șlefuiască și să o așeze astfel încât să formeze cărări. Era un regat micuț, cu oameni puțini, cu resurse puține, astfel că așa ceva nu putea fi realizat, cel puțin pe durata regelui, nu aveau cu ce, nu aveau cum. Astfel că regele, căutând noi idei și a amintit noi soluții, și-a amintit că în regatul său, într-un sat de munte, undeva izolat, trăia un înțelept. A hotărât să-l viziteze și să-i ceară o soluție. Acesta a ascultat cererea regelui și a răspuns: Maestate, dacă doriți să mergeți confortabil, există doar două soluții posibile. Fie puteți încerca să acoperiți cu piele, o piele moale, confortabilă, tot terenul pe care mergeți, fie puteți să vă îmbrăcați propriile picioare cu această piele și veți obține același efect. Și veți folosi doar două bucăți de piele. Regele și-a dat repede seama că prima variantă nu era una posibil de realizat, ci a doua era nu doar posibil, ci și ușor și eficient și de realizat. Se poate spune că așa ar fi apărut încălțările. În același mod, privind la această poveste, la înțelesul acestei povești, ne dăm seama că ar fi dificil să schimbăm lumea în care trăim și oamenii care trăiesc în ea și ființele care trăiesc în ea în conformitate cu dorințele, cu preferințele, cu nevoile, uneori cu poftele noastre. Pur și simplu, așa ceva ar însemna prea mult și este în afara puterilor noastre, nemai vorbind de ce ar însemna pentru cei din lumea noastră un asemenea demers, ce ar însemna pentru ei. În schimb, noi putem să ne antrenăm propria minte astfel încât să se comporte și să se simtă altfel, să se simtă în bună stare în lumea în care trăim și în preajma oamenilor care fac parte din ea, așa cum sunt în această conjunctură. Putem să ne antrenăm propria minte, să ne controlăm propria minte astfel încât să îmblânzim gândirea adeseori negativă, turbulentă, pe care o avem în fața lumii în care trăim și a celor cu care interacționăm. Și de aici apare al cincilea lucru pe care îl putem învăța de la oamenii puternici mental. Și e al cincilea, este pe finalul emisiunii, dar nu este deloc ultimul dintre ele. Pentru că este oamenii puternici mental își controlează propria minte. Controlându-ți propria minte, practic nu ești la îndemâna mediului, a lumii, a celor din lumea în care trăiești. Se spune că nu dai puterea altora.
da, nu dai controlul minții tale altora. Nimeni nu o face intenționat, nimeni nu o face deliberat, dar cei mai mulți dintre noi reacționăm la ceea ce se petrece în lumea noastră, reacționăm la ceea ce fac cei din lumea noastră. Dar nu ne controlăm propria minte astfel încât să nu reacționeze, ci să acționeze. Pentru aceasta este nevoie de o bună supraveghere a minții noastre și a ceea ce se petrece în ea în funcție de ceea ce se desfășoară, de evenimentele din lumea în care trăim. Altfel, dacă nu ne controlăm gândirea, nu ne controlăm emoțiile, nu ne controlăm reacțiile verbale sau fizice, vom continua cumva să fim purtați prin lume de vechile noastre tendințe, de vechile noastre obiceiuri pe care le-am repetat de nenumărate ori și care se declanșează de fiecare dată când ceva din mediul exterior le declanșează. Vom trăi numai în conformitate cu tiparele noastre, cu poftele și neplăcerile noastre, cu atracțiile și cu respingerile noastre, cu simpatiile și cu antipatiile noastre. Prima și cea mai importantă condiție pentru controlul limbajului verbal și pentru controlul acțiunilor corpului este controlul propriei minți. Fără controlul propriei minți, controlul vorbirii și controlul acțiunilor rămân niște deziderate imposibil de realizat. Totul începe din minte. Ceea ce urmează la nivelul vorbirii și ceea ce urmează la nivelul acțiunii începe de fapt din minte. Și într-un final, circuitul se închide tot în minte. Pentru că ceea ce experimentăm, în urma a ceea ce gândim, în urma a ceea ce ajungem să vorbim și în urma a ceea ce ajungem să facem, vom experimenta tot la nivelul minții noastre, tot în interiorul nostru, sub formă de experiențe, de trăiri, de stări, chiar de emoții pe care le vom avea. Iar dacă partea aceasta finală a circuitului nu ne este de folos, nu ne înalță, ci ne coboară, ceea ce avem de făcut este să umblăm la începutul acestei bucle, a acestui circuit, care este tot în mintea noastră. Ceea ce este o veste excelentă. Pentru că, până la urmă, experiențele pe care le avem depind, se desfășoară cumva în interiorul nostru, iar ceea ce le generează pleacă tot din interiorul nostru. Acest lucru înseamnă, într-un final, oameni buni, că experiențele de viață pe care le avem sunt în totalitate sub controlul nostru, sunt la îndemâna noastră și noi putem controla rezultatele controlându-ne propria lume interioară, propria lume mentală și prin aceasta acțiunile pe care le facem către exterior. Aceasta nu este doar o concluzie, ci și o invitație, care are legătură cu cea de la începutul emisiunii, când v-am invitat să reflectați care dintre aceste trăsături ale oamenilor puternic mental le manifestați și pe care, dacă nu le aveți încă, le puteți cultiva și manifesta. În speranța că această emisiune v-a fost utilă și vă va ajuta să aveți o viață mai frumoasă și în bună stare, o stare interioară de calm, de împăcare și de fericire, vă mulțumesc din toată inima pentru atenție și vă doresc o seară liniștită în continuare.